Salutare și bine v-am regăsit la noua serie din Minecraft. Și da, e o nouă serie, nu un episod. Va fi Minecraft Survival Classic. Aba n-am de ce-l fac, dar am vrut inițial să fac Minecraft Hardcore Classic, căci e mai greu, dacă mor pierd tot, riscuri, nu știu ce chestii. Însă, așa, la Survival pot să fac și eu mai multe prostii, nu trebuie să fiu așa prudent. Mă bun, deci să începem de acum. Spargem acest lemn frumos, o să avem nevoie de lemn. Deci, o să jucăm Survival, nu Survival ca să vă arăt eu cum să vă descurcați în Survival. Eu o să joc Survival cum știu eu mai bine și voi o să urmăriți cum știți voi mai bine. Mi se pare corect. M-am gândit prima să fac un tutorial, era unul pe un tip, dar îmi plăcea foarte mult cum făcea videoclipuri. Au făcut o serie, cum să supraviețuiești în Minecraft. Și acolo el arăta cum să supraviețuiești în Minecraft și, mă rog, opa, am încurcat butonul. Am skin! Deci am skin de fata. Nu am minte să fi schimbat skin-ul. Nu o contează, mă rog. Sau s-o schimbat. Am luat, de fapt, folosesc versiunea de Minecraft aia beta 1.8. Cred că bag skin acum, dar nu știu ce m-a făcut femeie, dar nu contează, sunt mai sexy acum. Aha. Bun, facem un crafting. Punem bine aici, tot. Deci, să joc eu Minecraft cum știu eu mai bine, așa ziceam, deci, am uitat, de fapt nu m-am uitat nicum, să uit, eu nu uit niciodată, vreau să spun că am uitat unele chestii. Am jucat în ultima vreme Robocraft, probabil știți jocul, ia, ce chestia asta, să o iau cu mine, o iau cu mine, de normal. Dacă ar fi ca să te las, să iau cu mine, sau nu știu dacă așa era piesa, dar merge. Da. Primul lucru pe care îl fac eu când am o mapă nouă, deși nu știu dacă e tare optimă chestia. Să mergeți la minat. Cel puțin așa fac eu și așa o să fac și acum, bineînțeles. Acum, nu pierdem de timpul. Opa, mi-am făcut lopate ca să spar cu târnă copul. Are logica. Cam prea de am dat de stone. Iar am apăsat pe Q, mă, da. Robocraft ăla dușmanul meu în Minecraft. 3, numai bun. Luăm aici. Iară Q, bă, da. Jocul ăla pe Q era inventarul și pe E era altceva, da. Bun. Mai bine. Așa, bă, până o să prind din nou mecanismul de funcționare al Minecraft-ului, probabil o să vă enervez, da. În orice caz, o să pierd timpul pe aici cu tot felul de tăpenii, cum ar fi. Apăs Q și în caz de târnă copul din mână și până reușesc să-l iau. Și bineînțeles, cum vă spuneam, update nou și chestia asta este... Ta-da-ta-ta-ta... Granit. Granitul, dacă îl prăjesc, o să arăte șmecher. E o chestie foarte inutilă și, cum te-am înțeles, o să găsește păstii tot așa, că nu o să-l iau. Oricum, aici o să fie lângă casa mea. Cel mai bine e să faceți casă unde vă dați respawn. De fapt, unde vă dați spawn la început. Când muriți, dacă nu aveți spat și chiar dacă aveți spat în unele buri, dacă muriți, vă dă la început. Și mai bine e să faceți casa acolo, așa că aveți garanția dacă săriți undeva și dați un fall down sau cum mai vă se numește chestia, dacă piși de undeva sau ce moară mobii, îți dă respawn acasă și ești fericit. Da, așa, ca să o faci la 2 km, îți dă respawn aici, plus că știți busola aia. Este o chestie ca și o busolă, care îți arată fix locul unde îți dă respawn la început. Chestia asta arată casa. Dacă tu o să faci casa în alt loc, o să mai găsești casa. Da, are sens, nu? Și mi s-a întâmplat pe o salvare să fac casa ca idiotul în alt loc. Și nu știu ce am făcut, am murit sau ce naiba am făcut și mi-am pierdut casa sau m-am rătăcit. Și nu o mai găsești, pur și simplu. Bine, poți să... Ia uite, așa am găsit și o mină. Poți să folosești coordonatele, dar... Eu nu le-am memorat înainte să plec de acasă, așa că mi-am pierdut casa. Și am făcut alta și am continuat să-l vadă, după am plictis și am abandonat-o. Făcut rost de niște iron, aici în peșteră probabil sunt mobi, dar ba, sunt mobi. M-am speriat că mă spă paceful așa din greșeală. Și ia, uitați acolo, ai de capul meu. Și eu mă gândeam într-o final să culeg granitul ăla, că cine știe la ce va folosi. Bă, voi vedeți ce fac eu aici? Sau fac eu? Nu, no, am apăsat Q din nou, bă! No, nu mă mai dă după el. No, bun, deci... o să pun... Nu, ce asta? Unde naiba era? Aici era, o să pun la maxim. Ce pui mei? Așa. Ia, mi s-a blocat și chestia asta. Ce naiba?
chestia asta? La cât era? La 2, la 1? Ajutați-mă! 4 sau 1? Dar pe ce treabă e asta? Nu mă, ce... Nu, pe puii mei. Pune-te la 1, pune-te la 1! Să scapă la de tine. Așa, dar nu știu ce e chestia asta, dar sper că n-am stricat nimic. A, bun, 2. Perfect. Bă! Nu ar trebui să mai umblu acolo. Deci, mi s-a blocat, gata. 0 FPS, vă dați și pui. Filmează? Da, e bun. Am avut o problemă tehnică. Stai să mai încerc chestia, dar ce chestia? Ce e asta? Meep map levels, what the fuck? Eu cred că erau înainte la 2 și le-am pus la 4. Dar care e diferența? Că face lag. Bun, deci am vrut să dau la setări, să pun luminositate mai mare. Habar n-am dacă vedeți voi ce fac. Bineînțeles, din nou am vrut să apăs pe E și am apăsat pe Q și mi-am aruncat târnăcocul lângă Creeper. Păi vom face altul. Și mai frumos. Nu, vom face altul pe în jos și mai tras. Mai strașnic și mai frumos. Sau cum era chestia aia. Am iron. Așa că am iron, dar nu am cărbune. Bineînțeles, pierd ziua prostindu-mă. Oricum n-am ce să caut în mină fără cărbune, deși m-am avântat eu ca un pirania la pradă. Ia, din nou, achievement. Dar parcă eu am făcut achievement-ul ăsta, mă, ce ia, iar fac de două ori să mai... Ia, uitați ce... Da. Ce vreau să fac? Un cuptor. Numai bun. Mai două cuptor. Op. Vedeți? N-am mai apăsat Q. Felicitați-mă, vă rog. Deci ce vreau să fac? Să prăjesc niște lemn, parcă, ca să-mi fac un cărbun. N-am nevoie de... Ia-te, mă, de aici, mă, ce ai? Bun. Și aici, bineînțeles, o să-mi dea două cărbune. Două cărbune! Un cărbun. Primul cărbun îl vom folosi ca să ne prăjim preamăritul nostru iron. Și da... Trebuia să iau un calcul, că... Un cub din asta de lemn nu poate să prăjească un alt cub de lemn. Și practic ar trebui să ia foc singur, nu trebuie să-i dea careva foc. Căci e lemn, ce pui mei, face o scântie, o să ardă de numă. Dar asta este Minecraft-ul. Am 4 torțe, suntem bazați, să văd, nu sunt topit aici 3 bucăți de iron, 2. Da, cumva o să dăm de diamante, cine știe. Cine știe ce se poate întâmpla, dar nu o să vinez eu prea adânc, îmi trebuie niște căuri și niște căcaturi ca să o să încep în forță. Adică, că urci iron, ceea ce deja am, dar eu sunt mai șmecher, eu vreau mai mult, mereu mai mult. Ca să merg la minat, mi-ar trebui și mâncare. Dar ce treabă mie mâncare? Acum. Eu sunt omul care nu-i trebuie mâncare. Iar am apăsat Q, bă, da. Toți astea chiar îmi trebuie, deci nu... Bă, bun. Ce pui mei, avem târnă cont de fier și o sparg cu din de lemn, cândva mă gândeam, bă, hai să-mi păstrez tinecopul mai bun pentru ceva mai bun. La mâmbirea lemn. Probabil nu vedeți nimic din cauza că eu nu pun torțe. Da. Nu, îmi place locul ăsta cum arată. Ia să chiar de acolo. Dar m-aș cam duce până la coal. Și... Bine că n-am folosit... Am primit o săgeată în gură, bă. Mi-a închis gura. Bun, deci acum ne permitem să murim, adică ce-mi pasă mie că mor? Sunt pe survival, deci. Deci e Sparta. Mă, bun. Merem, luăm căulul ăla. Uitați cum stă sub noi. Aha, mă, bun, care vrea să mă tace? Să o ia în gură. Ia-l, ai mă, pe ăsta. Hai de capul lui. Bate-te, mă! Motherfucker! Apoi tu ești mecher, mă! Șmecher, el săracul, dar eu am săit aici așa frumos, fără treabă, nu m-am uitat dacă sus am ceva deasupra capului, cumva să mă blocheze din salt și să mor acolo, numai bun.
Deci am un start, o să iau și Iron-ul ăla, nu mă pot abține, e prea irezistibil acolo pe perete, dacă nu ați văzut, o să vedeți acum. Ia, am și lângă mine Iron. Ia, uitați ce săltăreți sunt ăia, bă, dar... mult prea săltăreți pentru niște schelete. Și din nou muncesc fără torțe. Probabil voi nu vedeți, dar ce contează. N-am numai câteva torțe. Da, dar ce contează? Voi nu vedeți, că nu pentru voi aș face videoclipul ăsta. Eu trebuie doar să văd și să vorbesc aici și ca nebunul singur. Asta e o chestie suspectă la... făcut videouri pentru YouTube. Vorbești singur în fața unui calculator, vorbești cu nimeni. Și te bați cu mobii. Și cred că o să îmi bată mobii pe mine, nu? Nu fi tare, oricum dacă aș muri, dar... cred că o să mor. Ia uitați cât de... cât iron, bă, da. Ia mă, și ce, cred că ăsta e... ăla a fost granit, ăsta trebuie să fie andezit. Nu. Dior, ce pui mei? Diorit. Mă rog, o chestie. O chestie pe lume toate alte chestii. Multe chestii în jocul ăsta. Cât iron am... treci pe bucăți, o să-mi am nevoie. Pot să fac o armură din iron. Sau mâncare din iron, să mănânc iron. Voi fi iron, man. Prea mult iron. Eu am spus că chestiile astea sunt doar de pus pe jos, că arată șmecher, da? Nu sunt sigur de asta. Adică, ia, uitați ce mult îi. Ce pui mei. Înainte era dirt. Mai știți? Ia, uitați dirt-ul, cum. Dirt-ul deja începe să fie rar, mă. Toate prostiile astea. Ia și ăsta ce e? Ceva mai special. Că nu-i din ăla alb. Sau tot din ăla albui. Andezit, știam eu chestia. Numai bun. Vom ieși din mina asta. Nu am resursele necesare. Eu, de obicei, intram până la nivelul 11, bineînțeles, acolo falnic, căutam diamante. Dar mă, nu o să fac asta. Nu o să mai șmecher. M-am învățat să nu mor. Michelu. Uitați cum vrea să mă execute, bă, deci... nu vreau să mă omoare acei mână, ce? Ce ți-am făcut eu ție, scheletule? Da, bun. Deci astăzi este scris să murim. Bun, vom fi înțelepți și vom... ne vom blinda aici. Asta va fi casa noastră provizorie. N-a fost destul de norocos încât să găsesc oi de la început. Ce frumos ar fi fost să mă dea pupaciște cu oi acolo. De ce am făcut asta? Cum să cadă un spider și să mă mănânce aici? A nu-i bai, gata. Treci pe bucăți de coal. Să pun aici două. 16, 24, ne avem 23, 3 bucăți de coal o să ajungă. O să ajungă și prea mult, unul o să ardă în zadar. Da, parcă erau două, ai, așa. Mai punem unul și aici. Să se coacă chestia. Da, o să revin când se termină. S-o termina și chestia asta din... nu s-o termină. Mă rog, între timp fusesem la baie și m-am eliberat de greutățile lumii pământești. Acum sunt un alt om și... sunt dispus să trecem la treabă. Până vom trece la treabă, ne vom extinde, bineînțeles, această mică, mare chestie. Imensă chestie de altfel. Dar mă cam enervează tâmpenia asta, vă, da. Ce pui mei, dacă e așa inutilă, de ce există în așa mare măsură? La fel de inutil după mine sunt și smaraldele, și sunt foarte rare. Mă rog, dacă ar fi mai multe, n-ar fi așa inutile. Inutile sunt puține și villagerii dau ceva... fac negoțul genul de căcat. Pentru un smarald îți dau o pită. A venit, nu se merită să colectez, mă, și găsesc și unul la 100 de metri. 100 de metri, bine ar fi. Trebuie să-l cauți din nou, mai rar decât diamantul. Mă rog, nu sunt eu expert în căutarea smaraldului. Nu prea am căutat smarald. Bun, deci până la urmă trebuie să văd ce e cu chestia asta. Cu andezitul, habar nu am cum se folosește, n-am urmat un tutorial în așa ceva, dar probabil facem așa și va ieși altceva. Ce pui mie asta? Polishel. Și dacă mai facem așa, voi ieși altceva, nu? Nimic? No, bun, deci acum am făcut o chestie. Dar nu arată așa clipitor. Eu credeam că pot să o pui pe jos. Pot să fac tână, cop din ea, mă. Nu? Ceva în adâncul meu îmi spune că nu. Bine, a fost un prost că am încercat. Ce mai avem aici? Granit, chica. No, bun, ăsta ce face? Ăsta arată mai șmecher pe jos, bă, să știm de o treabă. Și andezit e asta sau ce asta? Dirt, ba, prea multe chestii în cu dirt-ul de acolo. Nu stai andezit.
Asta-mi pui mie altceva, dar cum să faci așa ceva, mă, dacă... Asta e capul ăsta, mă, dar... Deja nu mai deosebesc prea multe culori, mă, nu e optim. Nu e tare optim așa, e tare optim. Numai bun. Aici vom pune pe jos, bineînțeles, noul nostru material. Uitați ce frumos arată, ca așa o gresie din aia de marmură franceză. Nu cred că există așa ceva, dar nu, contează. Ce avem? Mă, bun. Acum, bineînțeles că suntem șmecheri și vrem să murim cu armura, ne vom face o armură, ceea ce nu puteam în cealaltă serie. Skyblock. Bineînțeles, eu am dat acolo să mi se fac o grămadă de pantalon, dar ce pui mei. Când ai pantalon, ești valoros. Trebuie să ai pantalon pe tine. Mă, bun. Cască. Și niște pantofi. Pantofi. Gheți sau ce naiba sau astea. Boots. Nu, Iron Boots. Nu știu ce înseamnă boots. Exact, în engleză. Papuci, pantofi, ghete. Mă rog, nu-i problema mea. Numai bun. Acum avem și din ăsta la altă. Ceva cu piloit sau ce pui este acolo. Nu, e polished. Și cuvântul ăla pe care de-abia pot pronunța. Mă rog. Și că și la asta roșu, la andezit sau bazalt sau cum pui mei se numește roșu. Era tot film. Iar am uitat terminul. Ribai. Granit. Granit. Police head. Bun. Police head. Probabil înseamnă finisat. Oare? Da, de unde să știu eu. Atât. Cum? Probabil e zi afară. Te rog să fie zi afară. Aaaa. E tare zi afară. Păi dis de dimineață mergem la vânat de animale și la plantat de cartofi. Uitați acolo! Victima noastră! Bă, dar eu vreau o sabie, mă! Mi-am făcut toate căcaturile aici, dar n-am o sabie. Treaba asta, mă, bun. Era într-o vreme, ca și un fake, mă rog, cred că era pe primul 1 aprilie, cu Minecraft, în care te atacau găinile, parcă era 2.0. Și bineînțeles, când am auzit o versiune nouă de Minecraft, mi-am descărcat-o. M-am speriat când am văzut că mă atac găinile. Erau și găini de diamant. Și făceau ouă de diamant. De fapt, făceau diamante. Vă dați seama ce tare. Numai că parcă de la prea multă presiune, dacă le ține prea mult într-un loc, explodau. Și când explodau, n-a explodat toate. Explodau, ce frumos zice, explodau. Numai bun. Asta va fi recolta mea de sugarcane, deși... Ah, nu pot chiui inventarul. Nu știu ce să fac eu cu sugarcane, încă. Ce să fac eu cu sugarcane? Trebuie pumpkin. Ce pui mi? Sau măcar un stativ să fac poțiune de speed. Vă să că nu știu ce să fac cu sugarcane. Bine știu. Livingul nostru super exclusivist, o pivniță exclusivistă și un acoperiș exclusivist, lumină exclusivistă, bineînțeles, promotivistă exclusivistă. Ce pui, mi-am uitat ce trebuie să fac. Da, bineînțeles, trebuie de mâncare. Mă, bun, să văd, cred că... Deci asta a fost episodul 1 din Minecraft. Din Minecraft Survival, nu uitați. O să bag episodul 2 în curând. Sper că v-a plăcut în orice caz. Ne vedem în curând. Salut!